nenorociți ăia. Ce spui? Sfinte Dumnezeule, ce mă fac? Nouă ceasuri a zbierat Adolf, de le-a spus câte și mai câte. Atâta vorbărie li s-a urcat la cap, în 10 minute ajung aici. Doamne, Sfinte, Doamne, dar trage o tată obloană aia și pune lacătul la bici. Dar dumneata, de unde n-ai mai răsărit? N-auzi cine vine? Bineînțeles că am auzit, bineînțeles, dar lucru cel mai uimitor este că asta nu-mi ține de foame. Poftim, domnul vrea să mănânce. Domnule, nu vezi că trag obloanele? Ba văd, domnule, cum să nu văd, dar dacă vrei un sfat cu minte, uite, îți dau eu unul pe gratis. Mai bine nu le trage. De ce să nu le trag? Pentru că dacă le trage, ca și cum le-ai aține calea și le-ai spune veni să le spargeți. Dar dacă nu le tragi, ai o șansă dintr-o mie, nici măcar să nu le dea prin minte. Bine. Și ca să fii și mai sigur, deschizi larg ușile cărciumite, instalezi în prag și strigi voios, plin de o bucurie curat, patriotică și bavareză. Fraților, fraților, azi dau de băut pe gratis. Pe gratis? Pe gratis, bineînțeles. Le dai un rând de halbe, poate chiar și un al doilea. Și ce câștigi din asta? Rămâi cu obloanele nesparte, cu pivnița întreagă și cu restul de bere. Ceea ce socotește și dumneata, e un adevărat câștig, nu? A? Ai dreptate. Păi... Lasă obloanele în pace, Panto! Păi nu mi-ai spus să le trag! Deschide-le mai decât! Și acum, domnule, să-ți dau și un sfat. Te rog. Fugi cât te țin picioarele și Dumnezeu cu tine! Cu minte sfat, numai că nu mă prea țin picioarele, sunt mor de foame, înțelegi? Mă rog, eu mi-am făcut datoria. Uite, stai acolo la masa aia, că ți-aduc un cotlet. Aici, mulțumesc. Deocamdată ia o bere și dacă te răzgândești, uite, ai o ușiță în spate. Îi dai un brânci și ieși afară. Așa, mersi. Bietul om, numai la binele meu se gândește. Uite scotletul. Auzi! Cinstea a toți, domnule, poftiți! Haide! Localul se rechiziționează pentru un ceas. Bineînțeles, domnule Hitler, bineînțeles! Băuturică pe gratis, ce mai... Cine e individul? Un mușteriu, domnule Albă, un mușteriu. Omul ăsta n-a auzit că localul e rechiziționat? Să mă bate Dumnezeu dacă nu aducea o vrei. Da, cere! Dumneata, știi cine sunt eu? Bineînțeles. Și cine crezi, dumneata, că sunt? Cine să fii? Viitorul stăpân al Germaniei. De ce? Pentru că a spus adevărul? Ei, shit! Afară! Afară, comitocilor! Afară, că mă omor pe toți! Aziule, n-ai de băut? Dă-l! Mai prime aici, în picioare, nici mai mic! Auz! Vai de mine, cum să n-aud? N-aveți nicio grijă! Sunt câteva mese pe afară! Nu mă poftești să iau loc? Nu eu hotărăsc, domnule, dacă să iei loc sau ban. Așa e, aici ai brodit-o destul de bine. Numai eu hotărăsc când stau și pe ce scaun. Și zici că voi fi stăpânul Germaniei? Fără nicio îndoială, domnule. De unde știi? Cum să nu știu dacă sunt nițel profet? Ah, da. Ești german? Da, domnule, este neamul pe care mi l-am ales. Ciudat, eram convins că nimeni nu-și alege părinții și că orice naștere e o fatalitate. Cine știe, poate că da, poate că nu. Într-asta și seamănă germanul și evreul. Amândoi au orgoliul de a se socoti aleșii unui popor ales.
Pe mine, divina greșeală de repartiție m-a trimis să mă nasc în bucătăria unui conte al Imperiului, iar până să mă dezmeticez, m-am pomenit înzestrat cu un titlul nobiliar, cu un castel din secolul al XV-lea, nu-i vorbă că am dărăpânat și plin de fantome de șuchiate, și cu un arbore ginecologic care urcă până la Carol Quintul, înțelegeți? Da. Sunt un german ascuns într-un conte și un conte ascuns într-un actor. Contele se numește Maximilian von Hansenstein și actorul se numește Max. Cât privește profetul, ce să facă? Încearcă și el să treacă cât mai nebăgat de seamă. Și totuși, ce meserie ai? Parcă nu mai e o meserie, domnule. Am vreo 26 și abia o scot la capăt. Dar dacă mă gândesc bine, nu s-ar putea spune că n-am și eu o meserie de bază. Care? Cum să-ți explic eu? Dumneata, știi ce e aia, un joker? O carte de joc. O carte de joc? Dar ce fel de carte de joc? Și ce fel de joc? Cunoști jocul de Rumi? Nu. Nu? Nici pokerul? Puțin. Bun. Să luăm, pe exemplu, pokerul. Adevărat este că nu prea se joacă cu joker. În sfârșit, închipuiește-ți, deci, că la toate cele 32 de cărți legiuite se mai adaugă totuși una, un joker. Și că cel care deține jokerul ești întotdeauna dumneata. Ce se întâmplă? Ce se poate întâmpla? Păi să-ți spun eu, domnule. Ai două rigi. Iei jokerul și faci brelan. Ai numai trei ași. Pui jokerul și faci careu. Ai șanse la o quintă de culoare. Introduci jokerul și faci quintă regală. Acum înțelegi? Jokerul, domnule, este cartea care se pretează la toate situațiile, la toate combinațiile. Un joker, domnule, ia întotdeauna culoarea locului în care îl pui și are întotdeauna valoarea locului pe care îl atribui. Eu sunt un joker. Care e prostul să accept un partener care deține jokerul în exclusivitate? Așa este, domnule. Nimeni n-ar accepta. Dar cine mă poate pe mine împiedica să l-am în mânecă? Atâta doar că funcția jokerului, cum spuneam, o îndeplinesc eu însumi. Deci pot fi orice. Pop, fante, logodnic, dricar, doctor, ceasornicar, profesor, bărbier, orice. Chiar și evreu. Deci, actor. Un fel de actor. Și chiar ești în stare să joci toate rolurile? Mă rog, nu zic. Rolul lui Dumnezeu, de exemplu, e ceva mai greu. Da, în principiu, dragă domnule, în principiu nici vorba, joc orice rol. A, uite, acela de cuceritor al femeilor, acela mi-este cel mai drag. Da, nu știu dacă ai băgat de seamă, dar parcă nu mai ești prea tânăr. E adevărat, domnule, e adevărat, din păcate. Îmi mențin totuși calitatea de cuceritor, fie și prin delegație. Înțeleg, te ții de codoșlec. Mă tem, domnule Hitler, că face o confuzie din cele mai regretabile. Codoșlec. Codoșlec. Trebuie făcut o distinție clară, domnule. Eu sunt un mijlocitor. Un demnitar, domnule. O instituție. Un om plin de bunăvoință care mijlocește o căsătorie, adică sfânta împerechiere. Sunt ca un preot. Și trebuie să-ți spun că sunt cel mai scosit mijlocitor din Germania. Da, domnule, sunt jokerul din mâneca lui Dumnezeu. Căci precum prea bine se știe, Dumnezeu e acela ce câștigă toate partidele. Jokerul nu-i Dumnezeu. Un joker de toate zilele. Bineînțeles, un joker de toate zilele. Pentru jocul cel de toate zilele. Numai pentru jocul de a-ți ascunsele se îndură Dumnezeu și scoate din mânecă jokerul cu cap de mort. Dar asta, domnul, este o altă poveste. Și chiar ești în stare să găsești o femeie pentru orice bărbat și un bărbat pentru orice femeie? În privința asta sunt de neîntrecut. Cine știe, s-ar putea să mă intereseze. Numai că nu o femeie vreau eu. Sigur, le vrei pe toate, domnule, știu. Exact, mi le poți da tu? Cine știe,
Poate ți le pot și da. Chestiunea e numai dacă mi-ați putea urma sfatul. Ascult. Un sfat pe care îl știu de la un bătrân actor, Dumnezeu să-l ierte. Sfat pe care și el îl știa de la un alt bătrân actor și așa mai departe. Până la Adam, care, după cum bine se știe, a fost actorul primordial, mai muțărit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru ca să ai toate femeile din lume, sunt numai două posibilități, domnule. Să le iubești pe toate. Ceea ce, din motive, ca să zic așa, tehnice, este absolut cu neputință. Ori să le iubești pe toate într-una singură. Dar există oare o asemenea femeie în care să le pot avea pe toate? Nu știu. Mașini! Mașini! Ești jocar! Ești mijlocitor! Ești actor! Ești profet! Vorbește! Nimeni nu poate găsi norocul altuia. Cine vrea să-l afle singur trebuie să ostenească, căci singur se va bucura. Singur? Spune măcar numele, după care s-o recunosc. Numele le vrei? Nu-i știu decât numele de familie. Germania. Otto! Corec! Vă e timpul să șterg? Ce s-a întâmplat? Ce este? Unde e? Unde e? Unde a dispărut? Cine? Nu l-a văzut nimeni. Pe cine? Acolo! Acolo e o ușă. Numai pe acolo putea să iasă. Deschide-o! Păi zidit, Adolf. Ia te uită, Doamne Dumnezeule, și eu care credeam că era o ușă acolo. Cine era Ticălosov? Aș putea să jur că era o vrei. De ce nu un profet? Nici măcar numele nu-i si. Ba, un nume avea, dar de unde știu că nu era fals? Era un hipnotizator, vă spun eu. Unul din ăia care te fac să vezi și ce nu există. Dar dacă... A venit într-o misiune. Ce misiune? Și din partea cui? Poate că a venit să-mi comunice ceva foarte important. Ți-a spus el ceva? Otto, tu știi ce e acela un Joker? E o carte. O carte de joc? Cea mai aleasă dintre toate cărțile unui joc divin. O carte supremă. Și tocmai de aceea o carte care nu este dată oricui. Închipuiți-vă 100, 1000 sau 80 de milioane de zerouri. Tot atâtea zerouri cât germani sunt azi în Europa. Ce valoare au 80 de milioane de zerouri? Niciuna. Dar pune o cifră înaintea milioanelor de zerouri și pe dată vei obține o valoare. Un rost. Un sens. Un Joker e o putere care dă sens și câștigă toate partidele. O putere. Eu sunt un Joker. Urmează cea mai celebră scenetă din spectacolul nostru umoristic. Iată-l pe celebrul Maximilian von Holstein, Marele Max! Vă rog, doamnelor, domnilor, vă rog, vă mulțumesc, poate că vreți să știți cine sunt. Marele Max, actorul! Escrocule! Vă înșelați?
vă înșelați, domnilor, în astă seară și numai în astă seară și numai de dragul dumneavoastră sunt, atenție, iată, îmi scot jovenul, domnule director, vă rog, îmi scot pelerina, în uniformul asistat, și îmi scot și masca. Domnilor și domnilor, sunt foarte obosit. Am vorbit astăzi 4 ceasuri. Vă dați seama, în condițiile astea nu mai am chef să țin o cuvântare, dar sunt dispus să răspund la orice întrebări. Vă acord, deci, un interviu. Va fi un simultan cu 100 de inși. Doamnelor, domnilor, vă stau la dispoziție. Spune-mi, îți place celebritatea? Da, da, da! Deși e drept, cred, să te cunoască mai mulți oameni decât cunoști. Da, domn, e adevărat că ai fi în stare să-ți omori și mama, numai ca să fii cancelar? Flacuri, domnule! Ucigaș cu amănuntul, asta nu mă atrage de fel. Știi că multă lume te socotește un bandit? Nu mă detest chiar atât de mult ca să accept părerile altora despre mine, mai degrabă decât propriile îmi păreri. Adolf, cum te-ai simțit la pușcărie după puciul ăla nenorocit? E o plăcere să te lași fedețit și să reprezinți un exemplu de cum nu trebuie să vii. Tu ce crezi? Hindenburg o să mai stea mult la putere? 2! Ba chiar 3 sunt lucrurile în care nu cred. Într-un Dumnezeu etern, în dragoste veșnică și în domniile lungi. Domnule Hitler, am auzit spunându-se că ți-ai omorât un prieten. Ce altceva aș fi putut să fac, stimată doamnă, ca să-mi conving prietenii rămași în viață, că le merit prietenia? De unde haidamacii tăi au omorât în bătaie un biet trecător? De ce le-ai luat apărarea? Și dacă luam apărarea mortului, el s-ar fi simțit mai bine? Nu ți se pare că ești cam darnic cu sângele altora? În orice caz e mai prudent să fii zgârcit cu sângele tău. Vrei să spun ceva, Adolf? Am impresia că ești omul cel mai ridicol din lume. Poate chiar și sunt, dar să știi, numai acela posedă cu adevărat arta de a se face ridicol, care are ceva de ascuns. Și tu, mă rog, ce ai avea de ascuns? Un zeu care hotărăște viața și moartea oamenilor. Nu ești cumva megaloman? Sunt oameni care nu se gândesc niciodată la fapte mari, nu pentru că le-ar fi lipsit geniu, ci pur și simplu pentru că mediocritatea împrejurărilor îi ține prizonieri ca un bloc de beton. Și totuși, domnule, unii spun că nu sunteți de fel inteligent. Se înșeală, doamnă. Cine își poate permite astăzi să fie stupid fără teama de a fi distrus? Sunteți uneori atât de grosolan. E felul meu de a fi subtil. Alminter risc să nu fiu nici înțeles, nici eficace. Aveți mulți dușmani, domnule Hitler. Slavă Domnului, sunt un om fericit, doamnă. Am o groază de dușmani. Și chiar așa o fericire să ai dușmani. Cred și eu, ești obligat să cunoști omul mult mai bine, căci în dușmănie iluziile pot fi fatale. Câte vreme dragoste, ele sunt mai degrabă plăcute. Spuneți-mi, vă rog, de-ați avea de ales, ce ați alege? Puterea ori femeia? Pe amândouă. Pentru mine nu e nicio deosebire de esență între una și alta. Să te faci iubi de o femeie, asta înseamnă să o supui unei puteri. Să cucerești o femeie sau un continent, e în ordinea lumii unul și același lucru. Deosebirea nu e de esență, e de grad. Adolf, nu ți-e teamă că asemenea păreri ori să te ducă de-a dreptul în iad? Iadul este patria mea! De ce mă teme să mă duc acolo de unde viu? Mai dați-l dracului de ticălos! Există bandiți care nu ajung să se creadă importanți decât atunci când izbutesc să comită o crimă. Unora le este destul să-și omoare câinele. Altora nu ne ajunge să asasineze un continent. Ce să fac? Eu sunt dintre cei ce își iubesc câinele, prefer să asasinez continentele. Doamnelor și domnilor, simultanul meu s-a terminat. Adio! Vă dau întâlnire pentru anul în cel de-al treilea Reich și mă aștept
cum pistoile deschise! Domnilor! Domnilor! Nu este vorba decât de o scenetă, de un biet actor! Cine? De mare Maximilian von Hausenstein! Domnilor! În sceneta următoare o vom vedea pe celebra și... Doamnelor, doamnelor, domnilor, vă rog să-mi scuzați întârzierea. O bandă de derbedei mi-au ținut calea pe bulevard și m-au împiedicat să ajung la timp în fața dumneavoastră. Sfinte Dumnezeule, dar atunci... Dar dumneavoastră, domnilor, dumneavoastră mă veți ierta, iar eu îmi voi răscumpăra întârzierea jucând în astă seară pentru dumneavoastră unul din cele mai frumoase roluri, rolul lui Adolf Hitler! S-a întâmplat ceva? De ce nu aplaudați, domnilor? Ce s-a întâmplat? Domnule director! Domnule director, de ce fuge lumea? De ce fuge lumea? Director! Ești pregătit, Aman! Înălția ta, parcă suntem vreodată îndeajuns de pregătiți să murim. Destul! O clipă! Ce? Unde-i călău? Călău? Unde umblă la mine? Călău! Hai, vă rog! Călău! Taie-i capul! O, înălțimea ta! Tăcere! Înălțimea ta, ce mai contează o vorbă acolo, la câtă tăcere o ia mea parte? Spune, Aman! Înălțimea ta, nu cumva aveam dreptul la o ultimă rugăminte? Bine, hai! Mulțumesc! Dar vorbește mai repede! Știți, așa e rânduiala la noi, nu că aș fi cine știe ce bigot, dar vedeți, nu cred că e momentul cel mai potrivit să mă... Dumnezeu, să mă cert cu Dumnezeu. Pe scurt. Pe scurt? Pe scurt, așa e obiceiul, ce să fac? Să se spună rugăciunea morților. Bine, Aman, spune-o. Dar un moment. Un moment, numai să-mi aduc aminte. Înălțimea fost... Deci, da. Izgadal, izgadal, vei izgades, șemei, rabu. Opriți! Cum? Ce s-a întâmplat? Ce? Cum? Actorii se concediază, teatru se închide. Maximilian von Hausenstein este arestat. Da. De ce? Stimate domnule, Gruppenführer. Nici o discuție. De ce? Ordin autorităților superioare. Pot să știu pentru ce sunt arestat? Că joci rolul unui evreu și mai întrebi? Cum adică n-am voie să joc nici măcar rolul unui evreu condamnat la moarte? Strict interzis. Cine a interzis? Führerul. Oscar, da. Aha. Da. Să zic că tu ești von Hausenstein. Da. E cel mai slăbit? Pușcăriile mele n-au îngrășat pe nimeni. E cel mai chel? Ce sunt? Asta o fi bătrânețea. Cu vreo doi dinți lipsă. Da, antrenamentul la sac a fost întotdeauna pasiunea băieților mei. Dar în linii mari, cam același. Cam același. Da, Oscar, da. Gata. Și nu te miri că un marecare conte coate goale de meserie, actor și codoș, sau cum spui tu, mijlocitor și pe deasupra mare chefliu și spurca la gură, a fost scos de sub sabia călăului și înfățișat Führerului în cancelaria Reichului din buncărul acesta? Nu. Interesant. De ce dracu nu te miră? Pentru că unul i-a scos de sub sabia călăului, se poate întâmpla orice. Chiar și să moară de inimă. Ah, nu înțeleg ce vrei să spui, dar n-are importanță. În orice caz m-aș bucura să-ți fi păstrat sinceritatea și dispoziția de a mă contrazice, de a-mi spune nu. Oscar. De-aia am și pus să te caute prin pușcăriile mele. De un om ca tine am nevoie. Unul care să fie contra. Înțelegi? Nu.
Dar de ce nu le-am dat băieților răgazul să mi te înfățișeze spălat, ras și în smoking? Asta măcar înțelegi? Nu. Ba înțelegi, cum să nu înțelegi. Sau măcar bănuiești. Dar te ascunzi după nu. Am să te lămuresc eu. Află că de aceea am ordonat să mi te aducă în uniformă de pușcăriaș. Pentru ca să nu uiți nici măcar o clipă de unde vii și ce fel de sabie atârnă deasupra ta. Acum e limpede? Da, da, mă gândesc că... Serios? Ai și început să gândești. Ei, asta n-am uitat niciodată. Dar nu inter cum crezi dumneata, Adolf, că aș mai fi eu viu. Cum ai spus? Adolf? Gata, gata. Ei, dragi, asta n-am mai auzit-o de mult. În regulă, spune-m cum vrei tu. Pentru unul care mi-a prorocit că voi fi stăpânul Germaniei, se cade și asta. Nu mai vezi protocolul. Când sunt și alții de față, da, mă gândesc seama cum vorbești. Ia vol, mein Führer. Și la ce spuneai că te gândești? Da. De ce tocmai eu? Oare nu există destui alți candidați în lagărele tale? Or fi 1000, 1 milion, câteva milioane. De ce tocmai eu? Max, poți să-mi spui ce dracu ți-a venit să joci rolul unui evreu în piesa aia? Iuden! Gata, gata. Dacă am putut juca atâta vreme în rolul lui Adolf Hitler, nu văd de ce n-aș putea juca și rolul unui condamnat la moarte. Și apoi să spun drept, Adolf, eu de mult țineam să joc rolul lui Haman. Serios? Mm-hmm. În cazul ăsta se potrivește foarte bine. Căci tocmai rolul tău mi-a dat ideea. O idee extraordinară, demnă de mine. Ei bine, dacă vrei să joci rolul unui condamnat la moarte, îți ofer o ocazie unică. Ai să fii condamnatul meu favorit. Favorit? O singură condiție. Să fii întotdeauna împotriva. Împotriva cui? Împotriva mea. Împotriva... Bine, dar asta nu e cine știe ce mare lucru. Totuși, încă o dată te întreb, de ce tocmai eu? O fi chiar atât de greu de înțeles preferința unui artist ca mine pentru un artist ca tine. Cum s-ar zice, simpatiei tale îi datorez condamnarea mea pe viață. Bun. Bun. Și altceva decât să aștept să mi se taie capul. Ce voi avea de făcut? Max... Un om ca mine ajuns unde a ajuns nu stă niciodată de vorbă cu adversarii lui. Îi omoară. Dar ca să îi omoare trebuie măcar să identifice. Și cum să identifice dacă nu știu ce gândesc? Atunci îmi aleg unul. Unul care să poată să urască pentru toți și îl rog cu binișorul să-mi spună ce gândește. Acela ești tu. Încep să pricep. Trebuie să știi, Max, că eu țin în slujbă cel puțin 2 poliții. Se au precum câini. Se mănâncă, se spionează, se denunță, Oscar. Se asasinează, Oscar. Se păzesc unii pe alții cum nu se poate mai eficace. Într-o singură privință însă se înțeleg de minune. Să mă mintă și să mă lingușească. Grăbiți întotdeauna să fie de acord cu tot ce spun și cu tot ce hotărăsc, ei mă lipsesc de un lucru foarte important. De punctul de vedere al adversarului. Și chiar atât de greu să ți-l imaginezi? Bineînțeles că sunt în stare să mi-l imaginez. Dar una este să-ți imaginezi adevărul și alta este să-l cunoști. Primejdea este să iei drept realitate ceea ce nu este decât produsul imaginației. Acum înțelegi unde începe rolul tău? Da, aproape, aproape. Sigur, am apucat să bag în lagăre și să trimit pe lumea ailaltă câteva zeci sau sute de mii de adversari. Abar n-am câți ori fi cu adevărat. Dar nu uita, erau adversari, ca să zic așa, marcați. Comuniști, evrei, socialiști, liberali, catolici. Ei da, dar uite că există și adversari care nu se lasă marcați. Lucru foarte primejdios, căci în absența unui adversar identificabil, instinctul apărării scade. Înțelegi? Rostul tău, deci e să gândești cu glas tare. Ca să-mi oferi punctul de vedere al adversarului. Să-mi deconspiri. Bine, dar n-am niciun chef să-l trădezi? Omule, eu nu-ți cer cine știe ce mare lucru. Eu nu-ți cer decât să fii ceea ce de fapt îmi și ești. Un adversar, dar să gândești cu glas tare împotriva mea. Bine, nu zic, sigur că da.
Asta ar fi o plăcere să spun ce gândesc eu împotriva ta. Da, asta vreau. Ai, spune-mi că nu ești de acord cu mine. Spune-mi așa întreagă, un cuvințel de împotrivire. Spune-mi un simplu nu și ai să vezi ce formidabilă energie știu să desfășor numai și numai ca să-mi impun voința. Și dacă refuz? E simplu. Te întorci sub sabia călăului. Da, clar. Și dacă sunt de acord să spun nu? Abia atunci încep primejdiile pentru tine. Vezi? Eu sunt sincer. Pur și simplu m-am dezobișnuit să mai aud spunându-mi se nu. Am decapitat o mulțime de adversari care au îndrăznit nu să mi se împotrivească, ci măcar să schițeze o împotrivire, încât nu neg. N-ar fi exclus tot auzindu-te spunând nu și tot negând planurile mele să-mi pierd mințile, să te gâtui, no. Să-ți spar capul, să te spânzuri, să te împușc, să te atârn în chirlige. Pe scurt, vei fi mereu condamnat la moarte. Ce spui? Ți-e frică? Nu, că... să mă bată Dumnezeu dacă n-aș vrea să spun nu. Dar al naibii să fiu dacă nu mi-e frică. Bravo! Mi-e frică! Bravo! Bravo! Abia așteptam să-mi spui că nu-ți e frică ca să te dau dracului și să te trimit înapoi. Pentru că asta ar fi însemnat să spui o minciună și eu, slavă Domnului, numai de minciuni nu duc lipsa. Și pe urmă, vrei să-ți mai spun ceva? Iar și mie mi-e frică. De mine? Aiure. De mine. De tot ce este imprevizibil în mine. Și dacă îmi trece prin minte să te trădezi? Imposibil. Vei fi bine păzit, o garantez. Și dacă îmi trece prin minte să te omor? Fii pe pace, supravegheat, suspectat, n-ai nicio șansă. Și ce se întâmplă dacă tot împotrivindu-mă ajung într-o bună zi să te convin că ești un imbecil? În privința asta fii liniștit. Nu sunt nici atât de imbecil să te ascult cu amândouă urechile și nici atât de nebun să mă las convins. Da, cum s-ar spune, ori cu capul de piatră, ori cu piatra în cap, tot ce mă așteaptă e lada de gunoi. Da, cam așa. Bine, Adolf, bine, bine, s-a făcut. Ce vrei, sunt și eu un biet om. Îți făgăduiesc să-ți fiu un dușman leal, adică un dușman de moarte, și n-ai să apuci să scoți o vorbă ca să nu-ți dovedesc imediat că ești un tâmpit, un bidinar incult, un bandit care nici măcar în vis nu se cade a se închipui seducătorul Germaniei. Uite, domnule, că a spus-o. Max, a spus-o, Max. A spus-o și nu i-a fost frică. Extraordinar. Sigur am fost eu sporcat, dar să mă vadă Dumnezeu așa de la obraz, că nu mi-a spus-o nimeni. Extraordinar, Max. Vă să zic că așa mă consideră. Extraordinar. Max, și totuși, da. Eu cred că greșești. Îți apreciez sinceritatea, dar adevărul, Max, adevărul e mai presus de imaginația ta. E posibil. Max, e posibil. Câte cuvinte n-am inventat noi. Bunătate, conștiință, milă, adevăr, artă, generozitate, civilizație, gingășie, creație, libertate, iubire. Dar privește bine oamenii din jurul tău și de pretutindeni. Smulge-le din gură cuvintele care le-au născocit. Smulge-le din mâini Biblia care ți-o bagă sub ochi. Dezbracă-i de haine și de discursuri și știi ce ai să afli. O făptură egoistă, crudă și apucătoare. O creatură care nu se gândește decât cum să-și domine, să-și jefuiască, să-și muncească și să-și omoare semenul. Nu e adevărat. Și astea sunt cuvinte. Nu. Doar nu se poate să nu știi câte fapte cumplite s-au săvârșit cu Biblia în mână, câte crime s-au făcut în numele libertății,
Ce ocean de cuvinte s-a folosit în cele câteva mii de ani de istorie pentru a justifica omorul și ascunde abjecția umană. E bine, eu... eu sunt omul gol, adică egoist, crud, lacom, gol, adică gata să strivească orice împotrivire, gol, gata să ucidă pe oricine-i stă în cale. Acum înțelegi de ce sunt cumplit? Pentru că din vremuri imemoriale sunt prima făptură care îndrăznește să fie și să se înfățișeze exact așa cum sunt de fapt toți oamenii în ființa lor cea mai adâncă. De aceea sunt și primul om liber. Om! Om! Hai, dade! O ființă străveche, un fel de gorilă hâdă trezită din smârcul puturos a cine știe cărei ere, sub puterea cine știe cărui cataclism planetar. Asta ești, o gorilă ești, care umblă să desgroape de pe fundul smârcului matern tot gunoiul abjecției umane. Și-mi găsi o gorilă gata să bucerească tot globul, să-mi fulece tot rodul pământului, să pună lava pe toate femeile lumii. Ah, ah, ce lacom sunt! Ah, ce gelos sunt! Ah, ah. Ce râzi? Ce râzi? Ai 50-60 de kg de carne pe amărâtele alea de ciolane, fără măduvă, taman cât să umpli o cutie cu 4 scânduri și umpli să cucerești pământul. Nu voi cuceri! Ai un stomac nenorocit care te-a făcut vegetarian pe viață și vrei să înfuleci bunătățile întregii Europe. Am să le înfulec chiar cu riscul unei indigestii. Ba cum, ți s-a făcut să fii și amantul tuturor femeilor din lume și numai Dumnezeu știe cât de impotent ești. Ce-ai zis? Impotent? Te omor! Te gânduri! Adolf! Te tai în bucăți, te împuși! Adolf! Te îngrop, te spânzuri! Adolf! Și te împuși chiar! Adu-ți aminte, Adolf, deci amintește-ți! Nu vreau să-mi amintesc nimic! Amintește-ți! Vreau să te ucid! Adolf, cine are să ți se împotrivească, Adolf? De ce să mi se împotrivească? Bine, hai să terminăm o dată! Hai să... Omoară-mă! Omoară-mă, te... Omoară-mă, nu, nu... Omoară-mă! De ce? De ce să te omor? A, da. E bine, e în regulă. Nu să te omor. Omoară-mă, te rog. Vezi? Vezi cât sunt de primejdios? Cât privește obiecțiile tale, ce să fac? Așa e. Singur nu pot cuceri lumea. Singur nu pot stăpâni. Singur nu pot avea toate femeile din lume. Și atunci mă multiplic. Te multiplici? Nu tu mi-ai dat ideea? Eu? Nu sunt eu marele joker? Marele mijlocitor? Și ce mijlocește, Adolf? Refacerea hoardei primordiale? Exact! Și cum te multiplici? Obligând oamenii să-mi semene. Căci am nevoie nu doar de 30 de milioane de soldați înarmați până în dinți. Am nevoie de 10 de milioane de oameni goi. Pentru care cuvinte sacre ca milă, frumusețe, generozitate, libertate, iubire, onoare să fie cuvinte moarte, fără de înțeles și fără de putere. Și asta e tot ceea ce ai găsit tu să faci pentru germani? Dar ce să fac? M-am născut în lumea germană. Asta e o fatalitate. Încroiesc destinul din stofa pe care o am la îndemână. Oriunde m-aș fi născut, aș fi încercat probabil să fac același lucru. Da, numai că nicăieri și niciodată nu s-a adunat atâta gunoi cât dospește astăzi în Germania. De ești un Dumnezeu, apoi ești Dumnezeul gunoiului.
Așa e. Al gunoiului. Și cu toate astea, uite, așa cum sunt, nu e un lucru cu adevărat uimitor că prezicerea ta s-a împlinit și că Germania e amanta mea. Amanta ta? Amanta unui neputincios, Adolf. Crede-mă, te rog. N-ar trebui să fii așa de sigur de ea. Mein Führer, statul major vă așteaptă. Te așteaptă. Ultimele telegrame de pe front. Mai târziu. Maximilian von Hausenstein. Să intre. Max. Max? Germania, mă aclamă, iar tu-ți permis să dormi? Ce vrei, Mein Führer? Strădania de-a tot gândi împotriva ta. Obosește popoare întregi, dar rămite un biet om ca mine. Max, am o problemă. Despre ce e vorba? Max, am o problemă foarte grea. Sunt învingător. Bietul om. Auzi, Max? Auzi mulțimea care mă aclamă? Bieții oameni. Ai văzut în antecameră generalii și miniștrii care așteaptă să mă filitisească? Nenorociții de ei. Max, armatele mele sunt în fața Moscovei. Condoleanțele mele, mai înfără. Nu înțelegi, la răsărit mi-am sporit spațiul vital până la poțile când... Cu cât ai ajuns mai departe, cu atât îți va fi mai greu să te întorci. N-a pus în moi bătături în ocean. Vezi să nu-ți ajungă apa până la gură. În nord! Mi-am pus brânza și chiftele în frigiderul de acolo. Exagerezi, mai în Führer, exagerezi, tu ești vegetarian. La sud, Mediterana, e gata mea de baie. Ori să moară toți peștii. Ascultă, războiul e câștigat. Mac, poți să-mi spui acum ce-mi rămâne de făcut? Sigur că da, cum să nu. Caută neapărat un pistol bun, verifică dacă e foarte bine încărcat și zboară scrierii. Dar vă-o repede. Vă-o cât se poate de repede. Max, poate n-ai înțeles bine, sunt învingător. Auzi, învingător! Tocmai, asta îți explic. Dacă te sinucizi azi, moare un învingător și nimeni nu va putea să spună vreodată că ai fost înfrânt. Nu zic, ideea e ispititoare. Dacă mai aștepți 2 ani, o să moară un om înfrânt, înțelegi? Un om înfrânt. Interesant, adică așa gândesc dușmanii mei, că ar mai putea câștiga războiul. Bineînțeles, dacă o gândesc eu, poți fi sigur că o gândește și Churchill. Acum ce e drept, ar mai fi un motiv pentru care ar merita să te sinucizi. Care? Dacă te sinucizi acum, mai poți cruța lumii 5 sau 6 milioane de cadavre, a? Ar fi o economie, nu? Prostii! Când calculele pentru imperiul meu de 1000 de ani prevăd o investiție de 100 de milioane de suflete, tu îmi cer să economisesc 5-6. Dacă înțeleg bine, vrei să mă convingi să mă sinucid? Nu neapărat. Dar dacă ți-e mai la îndemână, te poți lăsa și asasinat. Și chiar crezi că s-a găsit cineva să cuteze? Cum de nu? Sigur că da. Numai, vezi, mai dă și tu o mână de ajutor. Mai slobozește și tu nițel baza. Mai eliberează și tu pe cineva din lagă. Dar șansele cele mai mari de a-ți recruta asasinul necesar ți le oferă generalii. Da. Cu cât va merge mai rău războiul, cu atât vor simți mai acut nevoia unui cadavru pe care să arunce vina. Aiurea! Nu știi că sunt invulnerabil. Câte bombe n-au explodat în preajma mea. Și totuși am scăpat de afară. Și știi de ce? A? Eram și încă sunt Jokerul. Jokerul pe care Providența îl ține în mâneca. Jokerul care trebuie să câștige partida. Cât timp Germania mă urmează, asasinii n-au nicio șansă. Și Germania mă urmează. Uiți că Germania e o femeie. Uiți legământul care mă leagă de femeia asta. Nu cred în căsătoriile care încep cu un viol. Poftim. Mai de unde mă socoteai un seducător impotent, acum mă scoți un violator. Ar trebui să te hotărăști. Dar nu-i nicio contradicție, mai înfiu. Dar nu-i absolut nicio contradicție. Violențele impotenților sunt cele mai mizerabile. Dar tocmai violența asta fascinează Germania. Până în ziua în care va băga de seamă
seamă câți copii ai omorât. Nu nimic, o să fac alții. Și apoi vuietul ăsta. Nu spune nimic. Ba da, ba da. Disting în el blestemele de mâine. Nu e niciun sacrificiu pe care Germania să nu-l facă pentru seducătorul ei. Arată-mi o singură ființă, una singură, care te iubește și am să te cred. Și dacă ți-aș înfățișa o femeie, ai auzit vreodată de domnișoara Eva Braun? Să nu-mi spui că te iubești. Părească Dumnezeu, nu ți-am spus eu că iubirea e un cuvânt fără conținut? Ce poți să faci dacă e un cuvânt în care crede? Și de câte ori am încercat până acum să se sinucidă? Nu, nu știi. Ce altceva vrei să fac o femeie lângă tine? Totuși te înșeli. Nu pentru ca să scape de mine a încercat ea să se sinucidă de două ori, dimpotrivă. Pentru ca să mă acapareze de-a binelea, ca să mă căsătoresc cu ea. Domnișoara Eva Braun. Ai auzit? Da. A fost de ajuns să-i pomenesc numele și iată s-a înființat la ușa mea. Trăite! Da. Treci dincolo și trage cu urechea cât poți. Ia vorba, Führer. Bonjour, Adi. Ai făcut foarte bine, draga mea, că ai venit. Se vede treaba că ai mirosit și tu ceasul dărnicii mele. Am împărțit azi o groază de tinichele, de grade și de bani. Tu ce ți-ai dorit pe ziua de azi? Eu tot ce mi-am dorit și ieri. Să fiu soția ta. Draga mea, cine asemeni mie aparține germanii întregi, nu poate fi al unei singure femei. Sunt Dumnezeul germanilor și Dumnezeu cu nevastă. Asta nu s-a pomenit. Greșești. Și Jupiter a avut una și o puzderie de copii. Și Dumnezeul evreilor a devenit tată. Eva, sper că nu vrei să spui că ești pe cale de a mă face tată. A ajuns oare Dumnezeul germanilor să se teamă de un copil nenăscut? Asta n-ai să mi-o faci. De ce nu? Atât de mult te tem de un moștenitor. Moștenitor? Ce să moștenească Germania? Germania este a mea și numai a mea, n-am nimic de lăsat nimănui. Și dacă... Ce ai vrut să spui? Te temi, foarte bine faci, căci numai eu am dreptul să spun. Și dacă vei fi înfrânt... Exact. Asta ai vrut să spui. E bine, dacă voi fi înfrânt, toată moștenirea mea va fi praf și pulbere. Pentru că Germania ar pieri odată cu mine. Cu tine? Dar cum ți-ai închipuit că voi îngădui Germanii să-mi supraviețuiască și să-și caute un alt Dumnezeu? Ah, nu! Nu! Sunt un Dumnezeu gelos. Ceea ce iubesc eu, cu mine se cade să moară. Pe scurt, îți interzic să rămâi însărcinată. Fii liniștit. Nu sunt însărcinată și de-aș fi, aș avorta. Eva, ce dorești? Eva, la ce-ți umblă mintea? Ridică-ți ochii. Vreau să citesc în ochii. Hai, spune, la ce te gândești? De două ori până azi am încercat să mă sinucid. Dar vezi bine, n-ai murit. Și știi de ce? Să spun eu. Pentru că n-ai fost destul de hotărâtă. Vezi, nu cumva tot încercând într-o bună zi să greșești de-a binelea. Fii liniștit. N-am să greșesc înainte de a mă căsători cu tine. La revedere. Ce încăpățânare. Dar tu de unde, dracu, ai mai apărut? De dincolo, de unde m-ai trimis, nu? Da. Ai tras cu urechea? Tras, nu tu m-ai rugat? Da. Spune-mi, te rog, de ce te interesează Eva Braun? Ții la ea? Ah, nu, nici pomeneala. Ar fi și destul de caragios, nu? Cel mult pot să zic că o urăsc mai puțin decât pe dușmanii mei. Ești jalnic. Dumnezeu, de ce mi-ai fi ales-o? Haide, deslușește-mă tu, dușman jurat, ce-mi ești. Sau la asta nu te mai duce capul. Rolul ei nu este nici acela de soție și nici de mamă. Rolul ei este pur și simplu acela de a certifica germanilor că führerul lor nu este nici abstinent și, dacă ar vrea, nici steril. Cum s-ar spune, Eva e un simbol. Un simbol care trebuie să certifice germanilor integritatea absolută a ideii de putere. Tocmai, întocmai. Și bineînțeles, nimeni nu-i poate cere lui Dumnezeu să ducă simbolismul atât de departe și să facă un copil unei statui. Mai Führer!
Ce este Krebs? Domnișoara Brown a încercat să se sinucidea. Transmite-i felicitările mele că a scăpat cu viață și roagă ca cea de-a patra încercare să mi-o rezerve în exclusivitate. Adolf, aici sunt, Adolf, aici, ce-i? Ai visat ceva urât? Ce-i cu tine? Groaznic, mereu, mereu același coșmar. Ăsta de cât a fost? De 120. Și ăsta? Ăsta de 75. Cum dracule deosebește. Cu urechea mea muzicală nici nu-i de mirare. De când s-au apropiat rușii am învățat toată partitura. Crezi că s-au apropiat atât de mult? Ieri erau la 1000 de metri. Nu-i de mirare, cam coșmaruri. Coșmarul zău? La ce ți închipui că sunt incapabil de suferință? La urma urmelor și ticăloșiaș are martirii ei. Cum vorbești? Spune-mi, chiar crezi că trebuie să mor? Hei, ce poate să facă moartea împotriva ta? Chestiunea este ce pot face eu împotriva ei. Păi mai întâi că pot să o ștergi. Încotro să o iau? Încotro te așteaptă generalii. Crezi că mă așteaptă careva? Și dacă generalii mă fac prizonier? Cum adică să te trădeze ei pe tine? N-ar fi prima oară. Adică să te spânzure ei? De ce nu? Eu nu i-am spânzurat. În cazul ăsta putem alege cea de-a doua soluție. Care? Rămâi. Și ce să fac aici? Te îngropi. Dai ordin să se betoneze intrările. Să se șteargă la suprafață orice urmă de buncăr. Să mă îngrop de fiu? Aiurea, te dai la fund ca un submarin în primejde. Și pe urmă? Și pe urmă elaborezi planurile celui de-al treilea război mondial. Nu zic, ideea e interesantă. Dar ca să dea de mine nenorociții ăștia sunt în stare să treacă prin ciuri tot pământul Germaniei. Nu. Atunci, predă-te. Să mă predau? Ca să mă închid aliații într-o cușcă? Să mă poarte prin lume ca pe o fiară și să mă spânzure cu spânzurătoarea lagărilor mele? Ai, un motiv totuși ar fi. Care? Abilitatea avocaților și hățișul intereselor sunt atât de mari încât până s-au hotărât să te spânzure, ai toate șansele să mori de ramolisment. Și dacă nu izbute să mor înainte de a fi spânzurat? Nu-i nimic, ai să mor după. Bine, eu am să fac exact ce n-arul ei să fac. Să mă sinucid. Așa-i că sunt viclan. Și încă nu știu cât de viclan pot să fiu. Sunt ani de zile de când îmi gândesc sinuciderea. Sunt luni de când mă organizez. Așa-i că nu ți-ar fi trecut prin minte? Să organizez? Ce ți închipui, Max? Că sinuciderea mea poate să fie un lucru oarecare ca sinuciderea nu știu cui? Să organizez? Știi că Goebbels și soția lui au hotărât că dacă mor eu să se sinucidă împreună cu cei 6 copii ai lor? Cum adică? Să-și omoare copiii și apoi să... Doamne Dumnezeu! Te sperii atât de tare? Nu, dar pentru Dumnezeu, de ce să-i omoare? Ce să fac? Un om ca mine nu moare singur. Și totuși, un ministru și 6 copii care nici măcar nu știu pentru ce mor, asta e cam puțin, nu? Așa că am avut grijă din timp. Îți amintești de complotul lui Stauffenberg? Stauffenberg? Am trimis la moarte o turmă întreagă de general. Crezi că am făcut-o din răzbunare? Sau cu iluzia că aș mai putea stăpâni prin spaimă și câștiga războiul prin teroare? Nu, Max. Altul este motivul. Să începi să mori prin generalii tăi e și ăsta un fel de a începe. Doamne Dumnezeu! Și ia gândește-te! De ce oare o-i fi ordonat aruncarea Parisului în aer? De ce am ordonat înarmarea copiilor de la 16 ani și a bărbaților de peste 60? De ce să fi ordonat distrugerea podurilor și transformarea orașelor în fortărețe? De ce împușcarea familiilor dezertorilor? De ce? Ca să câștig războiul nou? Pentru ca Germania să moară odată cu mine. Germania? Să coape! Dacă n-aș știut să-mi fie credincioasă și să câștige războiul, să piară ca o femeie adulteră. Căci sunt un Dumnezeu gelos. Dacă mor eu, să piară.
afară toată lumea. Cum să fie? Chiar toată lumea? Nu cred să încapă în mormântul tău chiar toată lumea. Adică de ce să nu încapă? Pentru că așa e lumea, mai dă pe din afară. Și știi de ce dă pe din afară? Pentru că popoarele au bunul obicei păstrat din timpuri străvechi de a supraviețui întotdeauna opresorilor lor. Crezi? Ei bine, cu Germania va fi altfel. I-am poruncit să crape, o să crape. N-am ce-ți face, Adolf, te amăgești, zău că te amăgești. Dar va fi cu siguranță o Germanie însângerată, va fi o Germanie cernită și plânsă, va fi poate mânioasă și pocită, dar moartă nu va fi, Adolf. Și nu va fi pentru că femeile germane nu vor lăsa niciodată să moară, pentru că femeile nu iubesc moartea, Adolf. Nici măcar domnișoara Eva Braun nu va consimți să moară cu tine. Eva? Am purtat eu tratative și mai dificile. Nu o să izbutesc tocmai cu ea. Da, ordine, Führer. Krebs, comunică-i domnișoarei Eva Braun că o aștept. Am înțeles, Führer. Pe cinste mea, mi-aș da 10 ani din viață să asist la tratativele tale. Nu te grăbi să-mi oferi ceea ce mi-aparține. Dar fiindcă ții atât de mult... Ai nevoie de ceva, dragul meu? Avem de vorbit. Cu domnul de față? Nu te îngriji de el. E dușmanul meu personal. Ah, încă unul. E un simplu obiect. O oglindă în care îmi privesc ura. Eva, vino aici, lângă mine. Ascultăm puțină muzică. Eva, dar indispune dacă ai mai încerca o dată să te sinucizi. Ți chiar atât de mult? Da. Pe de altă parte, ideea de a-mi supraviețui nu e lipsită nici de farmec, nici de oarecare perspective. Dar riscul de a fi spânzurată de aliații e absolut neglijabil. Bineînțeles. Unde am ajunge dacă ar fi omorâte toate țiitoarele mai marilor lumi? Tânără și sănătoasă, ai putea lesne trăi încă vreo 30 sau chiar 40 de ani. O, da, cine știe. Am printre strămoși unul care a depășit 100. Eu ce ți-aș putea oferi? Un loc în istorie? Oh. Nu cred că am nici destul imaginație, nici un asemenea gust al eternității ca să mă fascineze ideea de a fi pomenită preț de 102 de ani drept amanta lui Adolf Hitler. De ce amanta? De ce nu soția? Vrei să te căsătorești cu mine? Cu o singură condiție. Să ne sinucidem imediat. Ah, sigur, un burlac înrăit ca tine e incapabil să suporte o soție mai mult de un ceas. Dar de ce tocmai în pragul morții? Ce să fac? E ultima ocazie pe care o am de a-ți dărui un soț și eu sunt singurul soț pe care ți-l pot dărui. Ce destin ciudat. Amantă 12 ani, soție pentru o zi și un cadavru pentru eternitate. Adolf, ți-e frică să mor singur? Singur? Se poate oare spune că moare singur omul pentru care moare toată Germania? Toată Germania plus eu. Cum se face că nu-ți prisosesc? Cum să-ți explic? Adevărul e... că aici și acum singura ființă care reprezintă pentru mine Germania ești tu. Căsătoria cu tine fiind o căsătorie într-o eternitate cu Germania, moartea ta împreună cu mine e perfect logic. Nu găsești? Nu știu. Nu. Mi se pare că logica asta ta mă cam dezavantajează. Bun. Atunci suntem înțeleși. Mă voi sinucide. Dar acum plec să mă pregătesc de nuntă.
De necrezut, absolut de necrezut. Deci mie nu vine a crede, dar uite că am convins-o. Doamne Dumnezeu, nu știu, zău, credeam că pot înțelege o groază de lucruri și iată că misterul lui suflet de femeie mi anulează absolut toată știința. Max, a priceput că am nevoie de moartea ei și că nimic nu poate scuti de rolul ce a fost hotărât în scenarul meu. Și mie ce rol mi-ai rezervat? Ce rol vrei să ți se mai rezerve într-un scenariu în care toată lumea moare? Vrei să spui că... Dar ce ai crezut? Că îți voi îngădui să-mi supraviețuiești? Ești proroc și nu ți-ai prevăzut sfârșitul? Nu mă... Vrei să mă împuști? Ce altceva aș putea face cu dușmanul meu? Așa e că sunt vicean? La ordine, Führer! Apropie-te, Krebs! Ai ști pe individul ăsta? Află că e cel mai mare dușman al meu. Ia-l, bagă-l pe aici pe undeva, prin buncăr și împușcă-l. Dar ai foarte mare grijă. Omul ăsta e deprins să supraviețuiască tuturor rolurilor în care moare. Adio, Mac. Ai fost un dușman leal. Numai de un singur lucru îmi pare rău. Că nu vei asista la cununia mea. Cine știe? Mai ai timp să mă inviți. Zau? Ai vrea să te invit? Și dacă te invit, vii? Voi face tot ce-mi stă în putință. Ei bine, după ce Krebs are să bage în tine 6 gloanțe, vei fi un oaspete binevenit. Înțelegi? Tupa, tupa. Așa e că sunt viclean. Spune-mi, te rog, chiar mă inviți la cununia ta? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Vino. Vino. Dar numai după. După. Voi veni. De ce poartă toată lumea măști? Nu. Unde vezi tu măști? Sunt prietenii noștri obișnuiți. Dar de ce poartă măști? Asta vreau să știu. A, sper că n-ai de gând să mă faci de râs cu prostiile tale tocmai acum, în ceasul cununiei noastre. De atâta huiet n-am putut închide ochii nici măcar o clipă. Krebs, m-ai împușcat? Împușcat, mai fiu. Bine. Bine că s-a terminat. Dar de ce porți mască? Nu am nicio mască, mai bine. Ies-o, ciudat. Nu știu putut să jur că aveai. Cine e individul de acolo? Funcționarul care va oficia cununia, un funcționar municipal. Și de ce poartă mască? Dar nu are nicio mască. Trebuie să-l scuzați. Vă rog, Führerul e foarte obosit. N-a dormit toată noaptea. Stăpânește-ți nervii și vin. Da. Da. Acum ce trebuie să fac? Nimic deosebit, mai Führer. Să-i scăliți aici. Krebs? Da. Trebuie neapărat să-i scăliți? Bineînțeles, mai Führer. Ciudat. Cu scălitura asta am parafat tratate pe care le-am rupt condamnări la moarte care au fost executate. Acum ce îi scălesc? Un act de căsătorie, mein Führer. De căsătorie? Cu cine? Cu mine. Ai uitat? Cu tine? Ah, mă rog. Unde să îi scălesc? Aici. Poftim? E rândul tău?
Acum suntem soț și soție. Suntem soț și... Ce? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Doamnelor, domnilor, Führerul nu se simte bine. Vă rog să ne lăsați un pic singur. De fapt, cum mă cheamă individul ăsta? Walter Wagner, mai fiu. Ai băgat de seamă cu ce literă începe numele și prenumele lui? Cu litera W? Da, de două ori W. Asta face de patru ori litera V. Uită-te la degetele astea. Știi ce înseamnă semnul ăsta, Krebs? Cred că indică litera V. Da, 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 da. Semnul victoriei al Rusiei, al Americii, al Angliei. Și al mai cui, Krebs? Al Franței? Al Franței. De patru ori victorie. De fapt, cine ești dumneata, domnule funcțional? Dragul meu. Ce mai pus să-i scălesc? Cine ești? Vreau să știu cine ești. Jos masca. Max. Max. Tu ești. Ai venit, Krebs. Krebs. Ai spus că e mort, mai Führer. Hai, Max. Hai. Scoate-ți și masca asta. Dragul, liniștește-te. E doar un funcționar. Omul n-are nicio mască. Doare. Doare. Haide. Haide, scoate-ți masca. Vreau să știu ce chip ascunde. Chiar vrei să știi? Da. Da! Atunci primești. Da. Ești. Moartea. Ați ascultat Don Juan Apocalipticul de Alexandru Sever, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Max, Ovidiu Iuliu Moldovan; Hitler, Dan Condurache; Eva Braun, Irina Petrescu; directorul, Ion Siminie; Krebs, Cornel Ciupercescu; Hangiul, Radu Panamarenko; Hangița, Elena Nica Dumitrescu; dregătorul, Teodor Daneti. În alte roluri, Julieta Strâmbeanu, Rodica Sanda Țuțuianu, Ion Chelaru, Val Teodosiu, Boris Petrov, Nicolae Călugărița, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu, Viorica Liche, Stella Botez și Pia Popescu. Redactor, Marina Spalas. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.